Moartea lui Patrick Ekeng în timpul meciului Dinamo Viitorul scoate la iveală o realitate sumbră a fotbalului românesc. Deși cluburile ar trebui să fie primele care să asigure sănătatea și protejarea jucătorilor, există cazuri chiar și în Liga 1 de formații fără doctor. Este vorba despre Petrolul Ploiești, ultima clasată din Liga 1, care este afectată din plin de probleme financiare, iar lipsa banilor duce la o situație care nu și are locul în fotbalul profesionist. Clubul de pe Ilie Oană nu are medic la antrenament de mai bine de 2 luni de zile, doctorul alegând să plece din cauza restanțelor salariale, iar lipsa unui doctor a dus la o situație jenantă la meciul cu CSMS Iași. Constantin Mișelăricu, fundașul ploieștenilor, a suferit o lovitură puternică și era suspect de comoție. Pentru că echipa sa nu avea medic, jucătorul Petrolului a fost consultat de medicul gazdelor.